Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou material. O să discutăm astăzi despre Polkadot, dar puțin diferit. Adică discutăm despre o predicție, poate, pentru 2025-2030. Please welcome The Intercept's Murtaza Hussain and co-founder of Ethereum and Polkadot, entrepreneur and computer scientist, Gavin Wood. When I understood this, I kind of also understood that, you know, Polkadot has to integrate, has to free itself from this cryptocurrency-centric notion. Ei bine, vreau să mai adun câțiva fani, da, fani, ca și la Elrond, și să nu-i las la greu pe BitBoy, pe Tim Draper și pe alții, așa că ce m-am gândit, fiți foarte atenți, și pe baza studiilor, este să emit o predicție pentru DOT. Totodată nu sunt sfaturi financiare. Facem o micuță analiză, vedem care e potențialul de creștere Polkadot și voi o să hotărâți la final dacă merită acest proiect atenția voastră. Dacă cumva sunteți noi aici pe canal, nu uitați să vă abonați, să dați un like și să zdrângăniți clopoțelul ca să fiți notificați atunci când postăm și desigur să-l audă și prietenul nostru Taurică ca să împingă piața în sus, dat fiindcă suntem într-un bear market, nu mai zic bull market ca ieri. Trebuie să termin cu glumele alea, da. Vis-a-vis de like-ul ăla, am vorbit foarte, foarte serios. Apasă like-ul ăla. Acum. Bun, revenim. Începem cu NFA. NFA. Naftalin. În fine. Nu sunt sfaturi financiare. Bun, cut the bullshit. Hai să lăsăm pe asta că nu sunt sfaturi financiare. Vedem unde putem să ajungem. Ai puțin îngăduință pentru că vreau să-ți prezint un concurs organizat de cei de la Prime XBT, un concurs fantastic pe Crypto Futures, unde poți câștigi $100,000. Un concurs marca Bug Bounty. Mai exact, 4 pași simpli cum poți să participi la concursul Crypto Futures Bug Bounty. Poți să câștigi bani real pentru raportarea erorilor, să faci sugestii sau profituri, să obții coduri promoționale. În descrierea acestui clip ai linkul meu, înscrie-te, marchează o primă depunere, începe cu fonduri mici ca mai apoi să crești, testează Crypto Futures, raportează bugurile pe care le descoperi și intră în cursa spre $100,000. Și la tranzacționarea pe margini ai o reducere de 25% folosind cod ROBERRECU25. În punctul acesta, Polkadot este pe locul 12 la nivel mondial, adică în lume, conform datelor celor de la CoinMarketCap, și are capitalizare de piață de aproximativ $8 miliarde. O să descoperim să vedem dacă ăsta e un alt gigant, exact ca la HBAR, am făcut un clip, n-ai voie să-l ratez, să vedem dacă e un alt gigant care poate doarme. După dispariția FTX, DOT s-a învârtit în jurul prețului de $6 și ulterior a mai crescut, dat fiindcă avem și acest rally al BTC-ului. Apropo, ieri am vorbit despre săptămâna aceasta vis-a-vis de BTC, să nu uitați să vedeți și acel material, pentru că ne aflăm într-o zonă foarte importantă, mai exact sub 200 moving average. Și pe weekly, atenție, nu am închis peste acea zonă, în prezent suntem pe la 25.000. Înainte de lansarea sa, proiectul a strâns undeva la peste $144 million, atenție, prin fundația Web3 într-un ICO, adică Initial Coin Offering. Avem multe proiecte de genul acesta, dar ce mi se pare halucinant, prieteni, este că acest proiect a reușit să strângă $144 million într-un ICO, într-un startup. Incredibil, adică trebuie să ai ceva influență și trebuie să convingi câțiva investitori ca să strângi sumele alea. Lucrul acesta s-a întâmplat în 2017, mai exact în octombrie 2017. Aproximativ prin august 2020, dacă vă uitați și pe chart-ul, DOT se tranzacționa între $6,3 și ulterior a continuat să oscileze între $4 și $6 în tot restul anului 2020, oarecum destul de echilibrat. Acum, capacitatea de tranzacții pe secundă, mai exact TPS, este așteptată să crească aproximativ de la 100.000 la 1 milion, ceea ce este fascinant și foarte mult. E nevoie să vedem dacă o să se întâmple lucrul acesta. Dar ce mi se pare interesant, e bine, e că ecosistemul continuă să crească de la zi la zi, indiferent că iarnă sau e vară în această industrie. Mergem puțin mai departe, fast forward. În 2021, cea mai mare companie de
telecomunicații din Europa, Deutsche Telekom, a căror parteneri sunt și cei de la HBAR, am discutat și despre HBAR, despre Hedera, chain-ul Hedera, și acești giganți au cumpărat o cantitate mare de DOT. Deci vedem că îi sprijină și pe cei de la Hedera, dar vedem că și Polkadot este sprijinit de acești giganți. Mai departe, T-Systems Multimedia Solutions, filiala sa, a cumpărat de altfel o cantitate mare de DOT pentru a sprijini rețeaua, pentru a sprijini chain-ul. Mergând mai departe, până în luna mai a anului 2022, o actualizare DOT a permis mesageria Parachain to Parachain prin XCM. Acum probabil vă întrebați ce este XCM. Acest format XCM are rolul și scopul de a ajuta rețeaua, atenție, să devină un ecosistem complet, multi-chain interoperabil. Și ce mi se pare și mai interesant este că XCM permite comunicarea nu numai între parachains, fiți atenți aici, ci și între smart contracts, adică între contractele inteligente, și între dApps-uri, adică decentralized application, aplicații descentralizate. Ca un blockchain care rulează pe mecanismul de consens POS, adică proof of stake, blockchain-ul Polkadot, rețeaua celor de la Polkadot, este una dintre cele mai ecologice. Conflictul în curs dintre Rusia și Ucraina a adus mare deznădejde în toată economia, mai ales în spațiul cripto, care a suferit o prăbușire. Cu toate acestea, DOT nu a avut nicio problemă. S-a menținut destul de bine și a păstrat validitatea în piață, continuă să inoveze, ba mai mult, a donat milioane Ucrainei și, din nou, nu prea au fost mișcați de toate aceste evenimente. Citeam un raport Forbes foarte interesant care îl citează pe Bilal Hamod, CEO și fondator al Digital Asset Exchange, care spunea în felul următor. Una din marile misiuni ale lui Polkadot, deci acum citez, sper că v-ați prins. Bine, dacă nu v-ați prins, eu tot citez. Este de a permite în siguranță Bitcoin și Ethereum să interacționeze între ele într-o manieră scalabilă. Lucrul acesta mi se pare grozav. Și mai departe spune că de aici vede și valoarea. O altă chestie foarte interesantă, care este specifică ecosistemului Polkadot, este că permite blockchain-urilor să comunice între ele. Adică îți permite să operezi și să tranzacționezi, dacă vrei, prin blockchain-uri. Lucrul ăsta e bun și necesar pentru că explorarea de lumi noi e o necesitate într-o industrie atât de nouă. Și fiți atenți ce vă spun în punctul acesta. În anul 2022, Polkadot, adică un raport, o să vi-l pun aici, ne arată că DOT a avut cel mai mare număr de dezvoltatori în mai și în iunie. Discutăm din nou de 2022. Vedem că Polkadot a fost imediat după Solana, care de altfel este un ecosistem puternic și poate unul dintre cele mai hard-tested blockchain-uri. Da, și imediat mergem la partea interesantă. Știu că nu mai ai răbdare. Vrei predicții, vrei prețuri, mii de dolari. Predicție Polkadot 2040, 10.000 de... Nu, gata. Gata, că iară, ca și cu XLD. Nu. Luăm lucrurile încet, încet, pas cu pas. Vreau să înțelegeți că predicțiile pot să difere în funcție de analiști, așa că nu le luați de bune pe toate. Încercați să interacționați și voi cu ecosistemul, încercați să vă documentați, încercați să permiteți informația să intre în mintea voastră doar de la oameni pe care îi vedeți ca și o autoritate. Altfel, cum ați putea să ascultați dacă nu vedeți acea persoană ca și autoritate? Bine, alții mai analizează și bazat pe investițiile lor. De exemplu, ca mine, când vine vorba de Elrond. Stați liniștiți că mulți fac la fel. Diferența e că puțini recunosc. Dar bazat pe probabilități și pe ceea ce se întâmplă ca și dezvoltare, aș putea să cred și să mă duc cu gândul că DOT ar putea deschide, da, să vină tobele, poate 2025, undeva la $12. Dar ești curios de părerea voastră, vreau să o lăsați în comentarii. Acum o să mergem puțin mai departe. Dacă nu o să mai avem evenimente în 2023, tip Black Swan, ca cel de pildă pe care l-am regăsit în ecosistemul celor de la FTX, am văzut ce s-a întâmplat cu Voyager Digital, Celsius Network, Terra Luna, etc., etc., etc. Au fost multe. Deci dacă nu mai avem evenimente de natura aceasta, am putea vedea închiderea anului cu undeva la poate $8. Din nou, nu sunt sfaturi financiare. Și pentru 2030, cu siguranță mulți așteptați această predicție, atunci când proiectul o să ajungă la o maturitate și, mai un element important, o să aibă integrat bine AI, adică Artificial Intelligence, în
ecosistemul lor, în chain-ul lor, în momentul acela se pot întâmpla lucruri fantastice. Fie că ne place sau nu, AI este viitorul. Deci, când o să ajungă la maturitate cu AI integrat bine, cred că proiectul acesta în 2030 poate să fie în jurul prețului a $150, poate chiar mai mult. Și acum o să spuneți, Robert, dar este puțin probabil, nu te uiți la capitalizările de piață, uite la market cap, uite-te la tokenomics. Păi mă uit, drag ascultător, dar în 2030 noi presupunem, cei care suntem în spațiul acesta și credem și vedem ce se întâmplă, că Bitcoin o să fie câteva trilioane bune de dolari, poate sare de 10 trilioane și atunci mă gândesc că și celelalte altcoin-uri și celelalte proiecte o să fie de ordinul, de ce nu, a zecilor și chiar sutelor de miliarde. Dacă tot ne gândim în viitor, hai să ne gândim eficient și bazat pe probabilități plus adopție. Din nou, vin să vă repet, faceți studiu individual pentru că este tare greu să emitem predicții pe termene așa lungi. Însă putem să adunăm câteva date de aici, de acolo și să ne gândim la un preț. Pentru că dacă nu am face lucrul acesta, ok, ne-am lăsat de investit. Michael Jordan spunea un lucru foarte interesant. Investiți în lucruri în care credeți și care pot să schimbe viața oamenilor în viitor. Adică să aducă utilitate reală în viața oamenilor. Adică să faci lucrul acesta, ai nevoie să analizezi lucrurile și să poți să vezi în viitor, că altfel ne lăsăm de investiții. Și ne apucăm de dat cu sapa în grădină. Sau de dat cu toporul după vecinul, că ți-o fura lemnul și ți-o intra mâța lui în casă și ce mai vreți, gata, gata. Și mai presus decât lucrul acesta, unde e frumusețea dacă nu poți să emiți predicții într-o piață atât de nebună, în plină dezvoltare? Pentru că piața aceasta chiar este puțin nebună și este pentru oameni puțin mai neobișnuiți, ca să nu folosim alte cuvinte. Îți mulțumesc că ai consumat aceste materiale, mulțumesc că stai aici, că îngădui această comunitate, îngădui aceste materiale, că mă îngădui pe mine. Poate că nu e ușor să mă vezi aici în fiecare zi, că vin și te terorizez. Însă vreau să știi că apreciez că îți rupi puțin timp din timpul tău. Îți doresc în continuare o săptămână deosebită. Nu uita să te abonezi, să dai un like, să zdrângă în clopoțelul ăla, să fii notificat atunci când postezi și mai ales să laude taurică, să împingă piața asta în sus. Stai că azi nu l-am mânghiat aici pe corniță. Hai să ne vedem cu bine la un nou material. Toate cele bune!